Bună seara, sunt Tatiana Andrieș și în această seară voi veni cu un tutorial pentru doamnele începătoare. Vom lucra împreună această șosețică care poate fi pusă în brăduț sau în fața șemineului. Cine are șemineu se poate umple cu câteva bombonele. Dar mai mult este frumusețea acesteia și aspectul pe care apoi îl va lua șosețica în momentul în care va fi decorată. Eu nu am decorat-o pentru că am vrut să vedeți cum se prezintă simplă și apoi pentru a decora fiecare dintre dumneavoastră veți alege ceea ce veți dori. Eu am lucrat aceasta cu, dar mai întâi să vă măsor. Șosețica mea are o lungime aici de 11 cm și în diagonală are aproximativ 19 cm. Este lucrată cu firul Bravo, care, după cum știți, nu este un fir prea gros. Dacă doriți ca șosețica dumneavoastră să aibă o dimensiune mai mare, puteți lucra fie cu un filat acrilic mult mai gros, fie cu un fir tip Bravo, dar pus în două. Eu acum vă prezint materialele, așa cum vă spuneam, firul Bravo, de culoare roșie și de culoare albă. Apoi vom avea nevoie de croșet. Voi lucra cu croșetul numărul 3. Acesta este adaptat acestui tip de fir. Avem nevoie de un fir despărțitor. Vom avea nevoie de foarfece și, bineînțeles, vom avea nevoie de un pic de răbdare. Răbdare și atenție! Modelul în sine nu este foarte greu, de aceea eu l-am ales pentru doamnele începătoare și de aceea, sincer vă spun, am văzut pe canale de YouTube multe tutoriale cu șosețele, însă nu știu dacă sunt adresate dumneavoastră. Am făcut un ochi, un picioruș scurt de început și voi continua în cercul magic cu un număr de 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, cel de-al șaselea. Acum vom închide cercul magic și voi închide acest rând aici, în primul picioruș pe care l-am lucrat, cu fir alunecat, un pic de răbdare. De acum, ceea ce urmează este, ca în corespondența fiecărui ochi, a fiecărui picioruș, să lucrăm o mulțire. Și astfel, la sfârșitul rândului, noi vom avea un număr de 12 piciorușe scurte. Deci, voi lucra 2, 4, voi lucra încet, să puteți vedea. 8, 10 și ultima mulțire și astfel am obținut 12 piciorușe scurte. Acum vom face un rând de 12 piciorușe scurte. Deci vom lucra fiecare picioruș așa cum se găsește. Aici vom lucra singure, nu este nevoie de mine. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând.
Și vom continua lucrarea. Avem deja 3, continuăm singure. Am ajuns la capătul acestui rând. Din acest moment vom lucra un picioruș scurt, urmat de o înmulțire. Vom continua un picioruș scurt, o înmulțire. În felul acesta vom lucra pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului vom avea un număr de 18 piciorușe scurte. Deci un picioruș scurt, o înmulțire. Această secvență o vom repeta de 6 ori. Deci fiecare secvență va veni lucrată în acest mod. Un picioruș scurt, urmat de o înmulțire. Un picioruș scurt, urmat de o înmulțire. Un picioruș scurt și ultima înmulțire și astfel am obținut cele 18 piciorușe scurte. Acum vom schimba firul despărțitor și vom lucra două rânduri de 18 piciorușe scurte. Deci fiecare picioruș va veni lucrat așa cum se găsește. Aici vom lucra singure și ne întâlnim la capătul acestor două rânduri. Am lucrat cele două rânduri de câte 18 piciorușe, vom continua lucrând. Două piciorușe scurte, 1, 2, urmate de o înmulțire. Vom lucra astfel pe întreg parcursul rândului. Două piciorușe scurte, o mulțire, iar la capătul acestui rând vom obține un număr de 24 piciorușe scurte. O mulțire acum. Două piciorușe scurte, o nouă înmulțire. Vă mulțumesc foarte mult pentru like-uri, vă mulțumesc pentru comentarii. Nu am cuvinte să exprim recunoștința pe care o am față de dumneavoastră, chiar dacă nu sunt o expertă, pentru că, așa cum vă spuneam, de multe ori anumite lucruri le învăț odată cu dumneavoastră, dar îmi face mare plăcere să dăruiesc un pic din ceea ce știu. Am obținut cele 24 de piciorușe scurte. Acum noi vom face 8 rânduri de câte 24 piciorușe scurte, deci vom lucra picioruș cu picioruș așa cum se găsește. Și cum vă spuneam mai înainte, aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră un pic din ceea ce știu eu, din ceea ce învăț, din ceea ce voi învăța și de aceea vă sunt recunoscătoare pentru cuvintele frumoase, pentru sprijinul pe care mi-l dați. Aceasta îmi dă curaj să merg mai departe, pentru că, așa cum știți, viața este un pic cam grea când nu ești acasă la tine. Și este o bucurie imensă atunci când văd like-urile dumneavoastră. Mă simt emoționată vorbindu-vă. Când văd comentariile dumneavoastră, când reușesc să intru pe Messenger și aici cer scuze doamnelor care îmi scrieți pe Messenger, nu reușesc întotdeauna să citesc mesajele și să vă răspund. Dar când reușesc, sunt
Sunt mulțumită, sunt fericită pentru că văd că sunt iubită de către Doamne. Pentru mine acesta este un lucru foarte important și de aceea vă mulțumesc din nou pentru like-urile dumneavoastră, pentru faptul că sunteți alături de mine, mă sprijiniți și îmi dați forță să merg mai departe, să vin cu idei noi, să creez, să dau ceea ce este mai bun din mine pentru dumneavoastră. Vom continua singure, iar când vom termina aceste 8 rânduri, ne vom reîntâlni pentru a continua șosețica. Am lucrat cele 8 rânduri de câte 24 de piciorușe scurte. Am pus lucrul exact în două. Vedeți exact de unde am început rândurile. În acest moment, noi vom lucra această parte a călcăiului și vom proceda în felul următor. Voi întoarce lucrul, voi intra în primul picioruș și voi face 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 și cel de-al 12-lea picioruș scurt. În acest moment voi face un ochi de lanț, voi întoarce lucru și voi continua alte 7 rânduri de piciorușe scurte, înainte și înapoi. Cu atenție vom număra piciorușele să nu fie mai multe. Deci 7 rânduri de câte 12 piciorușe scurte, pe față și pe dos, cum ar veni. Iar la sfârșit vom avea un număr de 8 rânduri în total. Deci primul, cel care, în care am delimitat cele 12 piciorușe și apoi următoarele 7 rânduri. Un picioruș, un ochi de lanț, voi întoarce și voi continua în felul acesta. Cu atenție să numărați întotdeauna 2, 4, 6, 8, 10, 12, să fie 12 piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul acestor 8 rânduri. Am terminat de lucrat cele 8 rânduri în total de piciorușe scurte, înainte și înapoi. Așa cum v-am spus, ele vor forma călcâiul. Acum, vedeți, în felul acesta se prezintă lucrarea. Noi vom îndoi această parte în felul următor, în două. Ați văzut modul? Aici rămâne. Deci, este așa. Vom întoarce în felul acesta. Și vom închide această porțiune cu piciorușe scurte. Vom închide fiecare ochi în parte. Vom fi atente să le prindem bine. Deci de o parte și de cealaltă. Sper că vedeți. Astăzi laptopul, din cauza internetului, mi-a făcut un pic probleme. Am început de două ori filmarea la acest ciorăpel și de două ori la jumătatea tutorialului mi s-a închis pentru că a dispărut internetul. Așa este, se întâmplă. Nu este prima dată, nu este nici ultima, dar în caz că se va întrerupe, voi continua de unde s-a întrerupt. Așa, deci am făcut și această parte, uitați-vă. Apoi acest capăt de fir noi îl vom ascunde. Acum, ce vom face?
Vom face un ochi de lanț normal pentru început, așa. Vom intra aici în primul picioruș și vom începe să lucrăm piciorușe scurte. Vom lucra în corespondența acestor 8 piciorușe, corespondența acestor 8 rânduri. 8 piciorușe scurte vor fi, deci avem deja 1. Atunci înseamnă că undeva mi-a rămas, am plecat un ochi mai departe. Așa. De jur împrejur va trebui să avem un total de 30 de piciorușe scurte. Deci eu până aici am 7. Aici este colțul de unde am pornit cu călcâiul. Vom face o mulțire. Deci în corespondența aceluiași picioruș, noi vom face cel de-al doilea. Deci, acum avem 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19. Vom fi atente aici, 20. În colț, din nou, vom face în corespondența acestui picioruș, vom face 2 piciorușe scurte. Deci avem 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, da, am spus eu că am început cu un picioruș mai într-o parte, 29, aici fiind ultimul, 30. Deci avem un număr de 30 de piciorușe scurte. Cu aceste 30 de piciorușe scurte, de jur împrejur, noi vom face un număr de 15 rânduri. Deci 15 rânduri de câte 30 de piciorușe scurte. Nu va fi nevoie să mai înmulțim. Vom continua așa. Dacă vă veți întreba de unde 30 de piciorușe scurte, avem 8 și cu 8 de la călcâi, pe o parte și pe cealaltă, sunt 16. Cu 12 de aici din față, 28. Și cu cele două care le-am înmulțit aici, sunt exact 30 de piciorușe. Deci, vom continua cu aceste 30 de piciorușe, 15 rânduri. Noi ne întâlnim când vom termina aceste 15 rânduri. Vă avertizez că în cazul în care laptopul se va opri, eu voi relua filmarea exact de acolo de unde am rămas. Nu voi reîncepe din nou, chiar dacă va fi nevoie să postez două scurte tutoriale. Deci ne întâlnim după 15 rânduri. Am lucrat cele 15 rânduri cu culoarea roșie.
15 rânduri de câte 30 de piciorușe scurte. Acum voi adăuga culoarea albă. Voi intra în următorul picioruș, nu îl voi închide cu culoarea roșie, ci voi ajunge culoarea albă. Voi închide acest rând, acest picioruș în acest mod, iar apoi, ținând aceste două capete de fire în spate, voi continua să lucrez un număr de 5 rânduri de piciorușe scurte, culoare albă. Deci, pentru o porțiune, voi prinde toate firele și cel alb și cel roșu pentru a le da stabilitate. Apoi voi abandona firul roșu, îl voi tăia în felul acesta. Aici va trebui să fiți un pic atente, după care lucrul va decurge foarte ușor. Eu cred că doamnele începătoare nu vor avea greutăți în a lucra acest ciorapel. Așa, uitați-vă. Acum voi abandona firul roșu, îl voi scurta. Firul roșu, nu cel alb, să fiți atente când tăiați. Așa, și vom continua cu alb, lucrând de jur împrejur un număr de 5 rânduri. Deci piciorușe scurte, în felul acesta. Nu este nimic greu. Vedeți cât de simplă este. De aceea am dorit să aleg acest mod de a lucra. În felul acesta și dumneavoastră o puteți executa. Aici vorbesc cu dumneavoastră, doamnele începătoare. Nu va fi greu. Iar apoi, nu știu dacă voi reuși în seara aceasta, dar dacă nu, mâine dimineață, cu siguranță îl voi încărca pe YouTube, pentru că internetul este foarte slab. Și pentru un tutorial de 20-30 de minute trebuie să stau mai bine de 3 ore să-l încarc, cu tot cu deci încărcatul, elaborarea și verificările care se fac durează foarte mult. Internetul este foarte, foarte slab. Iar după amiază am început să încarc tutorialul pe care l-ați văzut cu șalul doamnei Crăciun la ora 4:30 și am terminat seara când v-a apărut notificare, era cred că trecut de ora 9. Deci atât de mult a durat să încarc 40 de minute. Eu acum voi lăsa deoparte. Deoparte în sensul că vom lucra singure. Deci vom face 5 rânduri cu culoarea albă și ne vom întâlni pentru a continua ultimele retușuri. Deci 5 rânduri de jur împrejur. Noi ne întâlnim la capătul acestor 5 rânduri. Am ajuns la capătul celor 5 rânduri cu culoarea albă. Acum voi face un număr de 25 de ochiuri de lanț. 25, așa am făcut și la cealaltă, la celălalt ciorapel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 și vom veni cu acestea. Vă arăt imediat unde. Vom închide exact în ultimul picioruș cu culoarea roșie, deci acolo unde am făcut schimbul de culoare. Vom intra aici, cu grijă, voi extrage firul, voi închide lucrarea, voi scurta și, așa cum vă spuneam, pentru a fi decorată această lucrare, dumneavoastră puteți decora în modul în care doriți. Voi ascunde acest fir, uitați-vă, voi trece de aici, în partea de deasupra, astfel în modul de a acoperi acel punct roșu care se vede. Așa, în felul acesta. Aici îl voi fixa. Deci îi voi da un pic de stabilitate. Eu voi închide cu croșetul, așa cum sunt obișnuită. Dumneavoastră, dacă doriți, puteți folosi acul. Așa, la fel și celelalte capete de fir care sunt înăuntru, le puteți scurta. Uitați-vă cizmulița, cât este de frumușică și cealaltă. Iar acum, așa ca o mică, să spunem, formă de decor, haideți să-i aplicăm o fondiță micuță, cu o mărgeluță. Voi pune o fundiță roz, pentru că stă bine această culoare. Ei, nu. A, credeam că din nou s-a închis aici. Uitați-vă în felul acesta. Și vom aplica și o mărgeluță albă. Doamnele care aveți mărgeluțe, cât de curând și pentru dumneavoastră, voi veni cu un tutorial, veți vedea ceva interesant. Voi pune aici și această mărgeluță albă și cizmulița sau șosețica, cum doriți să-i spuneți, este gata. Gata să fie umplută cu cadouri, gata să fie umplută cu dulciuri pentru copii, în general cu dulciuri. Aceasta este. Sunt Tatiana Andrieș. Vă mulțumesc din nou pentru like-uri, pentru comentarii. Vă rog în continuare să lăsați un comentariu, să dați un like, un share. Eu voi reveni cu noi tutoriale pentru doamnele începătoare. Vă doresc o seară plăcută tuturor. Chiar dacă voi încărca mâine dimineață tutorialul, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră și vă iubesc. La revedere!